Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Mutreanu, pe care nu îl voi introduce într-un mod extraordinar, pentru că dățile trecute s-a intimidat mult prea tare și nu a mai putut să fie la adevărata lui valoare. Da, salutare tuturor și bine ne-am regăsit la episodul cu numărul 146, cred. Da. Doar aici, la podcastul de istorie, alături de nimeni altul, este el însuși, Dorin Lazar. Ca să-l intimidez eu pe Dorin de data asta, îi întorc favorul colegului așa, meu de, așa. de emisiune. El, el însuși plus, plus nimeni altul egal la podcastul de istorie. <laughs> uh, da. Ok. Bun. Um... Suntem la podcastul de istorie, înaintăm foarte lent prin, prin istorie, preproșul pe care ne-am auzit de atâtea ori încât deja suntem imuni la ele. Și săptămâna asta, evident, adică mai e ok să zicem săptămâna asta, pentru că noi n-am mai publicat săptămânal podcasturi de vreo 4 ani, 5 ani, 6 ani vor înțelege ascultătorii, vor înțelege ascultătorii care, să știți, sunt din ce în ce mai mulți. Uite, eu vreau să le mulțumesc în mod special, nu știu dacă am făcut-o vreodată, dar așa, acum s-ar putea să sune cam pompos comunitatea asta podcastului de istorie. Dar să știți că mă uitam pe niște cifre și văd că se tot abonează oameni într-o fericire, adică și pe platformele de streaming, și la canalul de YouTube, și pe pagina de Facebook, nu știu, am ajuns la aproape 1500 de oameni numai pe YouTube, care e platforma unde noi avem cei mai puțini urmăritori. Deci, până la urmă, concluzia e că facem ceva bine cât de cât, adică, na, nu e floare la ureche, pentru că episodul ăsta, de exemplu, mi s-a părut destul de istovitor. Nu știu, m am arupt puțin așa. Dar vom continua și să ținem... Și că nici nu mă... l-am înregistrat. Și că nici nu l-am înregistrat, exact. Doar documentarea, doar pregătirea. Exact. Dar, da, îmi place să cred că vom ține ștacheta sus și vom face lucrurile cu, cu pasiune și cu seriozitate în continuare. Sperând să vă placă. Doar atâta voiam să îmi manifest surpriza, plăcuta surpriză în legătură cu această comunitate, din nou mult spus, care crește ca făt frumos într-un an ca alții în 10. Trebuie să-i mulțumim și lui Ionus Donoiu, care s-a alăturat patronilor noștri de pe Patreon. Ca de obicei, pe patreon.com slash podcast de istorie puteți să ne sprijiniți cu o donație. Nu, nu avem materiale speciale pe acolo sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu, dacă vreți să ne cumpărați o cafea și acum, slavă Domnului, o să avem nevoie de acea cafea pentru că înregistrăm destul de târziu. Dar da, mulțumim mult și lui și celor care ne sprijină pe patron Și evident celor care ne ascultă Care ne ascultă pe toate platformele Care ne vorbesc, ne, ne dau vestea mai departe prietenilor lor Care recomandă podcastul nostru Și care au cuvinte bune de zis despre podcastul nostru Și, și cei anume... care au cuvinte rele de zis despre podcastul nostru că știi cum e, dar is no bad press, cum ar spune uh, francezul. Cuvintele rele e viața mea. Uh, da, pentru a, pentru a nu ne dezminți foarte tare și să începem din minutul 3, 5, 6, 8, uh, să nu intrăm în subiect așa prea, prea repede. Uh, două chestii vreau lumea. Să, da, două chestii vreau să spun: în legătură cu erata de data trecută, două, trei dezacorduri. De fapt, nu, e episodul cu Niger. Am zis odată Herodian în loc de, de Niger, nu știu cum s-a nimerit, dar na, am spus că Herodian nu putea să facă lucrurile mai bine decât le-a făcut. Cred că putea să le facă mai bine, Herodian. Niger nu putea să le facă mai bine. Dar, da, Herodian ar fi putut să scrie. Acum chiar o să mă leg un pic de el, cred că ar fi putut să-și verifice și el sursele puțin mai bine. Asta a fost o chestie, dar, mă rog, sigur v-ați dat seama din context. Nu a fost nimic grav. Ce a fost grav, în schimb cel puțin pentru standardele mele geografice, e că am zis că Bucureștiul e la 900 de km de Istanbul, când vorbeam noi ce impunătoare poziție geostrategică, geopolitică are Bizantionul. Și, na, eu voiam să zic Brașov, nu București, de fapt. Bucureștiul e la vreo 700, chiar 650, dacă mai pui 180, pe lângă cei 650, obții 830, deci chiar și așa tot am greșit cu 70 de km pentru că na, eu am zis 900, promit solent, ca data viitoare să fiu mai exact. Mergi și tu așa mai pe ocolită că trebuie să mergi prin, prin munți. <laughs> Acum, într-adevăr, dacă o iei prin Sofia de la București, faci mai bine de 900 de kilometri. Da? Nu, eu mă referam așa, te duci de la Ruse direct spre Edirne, spre fostul, fostu Adrianopol, tai Bulgaria așa de la nord la sud și, a, și atunci, da, între Brașov și Istanbul atunci sunt 830 și între București și Istanbul sunt 650. Dacă vreți, dar hai să nu lungim inutil introducerea, întâmplător să știți că eu sunt destul de în temă cu traseul ăsta pentru că am fost odată cu autocarul de la București la Istanbul, dar e o experiență atât de fabuloasă că nu vreau să vă povestesc, nu vreau să o cobor în realitate. Nu? Da, despre Dirne, singurul lucru pe care îl știu este că este orașul peste care dau întotdeauna la turci în CIF 6, știi? A, ah, da, 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 corect. Frumos. Niciodată nu dau de primul oraș, dau de al doilea oraș și ăla întotdeauna e în coasta mea. Așa, oricum. Pentru că nu suntem aici să vorbim despre civilization, ci despre civilizație. A, a păi mai e o chestie, Dorine da, Așa, da, am trăiască, și o, o erată da, Trăiască zic. Soliman Magnificu Da, to, Păi tu, asta voiam să spun Că mi-ai spus ceva de conciliu de la Nicea nu? Și că de fapt ar fi trebuit să spun sinod în loc nu, de conciliu nu, 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 Adică nu, mi s-a atras atenția lămâi. de către altcineva Dar asta zic, ca să nu mai lungesc atât E și un conciliu, e și un sinod de la Nicea Și sunt multe lucruri care se întâmplă la Nicea da, dar inclusiv Moș Crăciun de la Nicea Și tot așa În contextul respectiv eu zic că am zis foarte bine conciliul Deci putem să mergem mai departe Bun, eu o să fac o corecție Dar o să o fac un pic mai încolo În principiu să nu aveți surpriza În momentul în care o să auziți Numele lui Letus Pomenit de vreo câteva ori Pe aici, deși Cumva am dat de înțeles În episodul anterior Că Letus ar fi fost executat Letus nu este executat încă, ci va fi executat, dar uh, uh, acel va fi, este peste ceva vreme, nu, nu la momentul uh, 196-197 pe care îl discutam noi, da? Bun, cam, uh, cam asta a fost uh, introducerea, haideți să ne gândim exact unde eram, da? eram în momentul în care s-a terminat bătălia de la Lugdunum, îl prinde pe colegul lui de împărăție, nu? Îl, îl prinde, îl execută sau se sinucide dacă este să-l credem pe Cassius Dio și um, mai stă puțin prizona cumva promite că vine foarte supărat către Roma, da? Deci toată lumea la Roma este disperată din cauza acestui sever împărat, da? Pentru că da, le trimite scrisori cu foarte multe cuvinte de amenințare. Le trimite tot felul de promisiuni și cumva ca și sub alți împărați sunt cel puțin o parte din senatori sunt sunt un pic disperați. Și acum să ne fie clar, vorbim despre senatori, da? Deci vorbim despre, despre niște oameni cu niște privilegii. Vorbim despre niște oameni privilegiați care ăștia au de suferit. Cei care scriu la momentul acesta și cei care ne povestesc lucrurile astea sunt, sunt niște oameni cu niște privilegii care sunt într-o situație destul de. De și evident că nu au cum să aibă cuvinte de apreciere în legătură cu treaba asta. Herodian, de exemplu, care și el scrie cumva, fiind portaș la aceste evenimente, scrie cu o oarecare detașare, probabil și pentru că el are mai degrabă de profitat de pe urma regimului lui Severus decât să fi avut ceva relații în regimurile anterioare. Cassius Tio însă nu pare foarte încântat de Severus și chiar vorbește despre cât de, hmm, să zicem, cum colegii lui de senat erau destul de înfricoșați de eventuala întoarcerea lui Severus în Romă. Severus însă nu se întoarce în Romă. Da? Cumva își dă seama că trebuie să stabilizeze situația, e nevoie. Și suspectez, suspectez că, la fel ca lui Adrian, nu prea îi place Roma. Da? Nu cred că este foarte încântat să se întoarcă în Roma și preferă mai degrabă viața alături de legiuni. La fel ca Adrian și, și la fel ca Tiberius. Imperius este și la fel împăratul, ca Bine. împăratul care urăște rău de tot Roma. Da, da, da. Fără să călătorească da. în restul Imperiului, cum făcea Hadrian. Mm -hmm. uh, da, uh, da. El să știi că ajunge până la urmă la Roma. Nu ajunge așa de repede cum te-ai așteptat. Adică nu pleacă din uh, Lugdunum, din Galia, unde mai stă puțin. Pentru că, na, vrea să se asigure că nu mai există partizani ai dușmanului prin zonă. Mm -hmm. Dar aici ce am spus, oricât de Antagonice ar fi cele două tabere, senatoriale și imperială. Să știi că acum să fii senator și să ai neobrăzarea și impertinența să-i scrii lui Albinus, care era și Cezar și consul, într-adevăr, e un păcat de moarte, evident, așa ceva nu se face, dar Severus a procedat foarte corect că i-a prins păștea și a executat. Deci am discutat și episodul trecut pățanii asta mi se pare că n-au făcut nimic greșit senatorii la chestia asta. În alte situații, aș fi acuzat, aș fi spus că avea dreptate. Acum, eu cred că nu și-au depășit absolut deloc argumentul legal. Dar, mm. da, se pare că uh. nu. Deci, E clar, dacă ții minte, vine totuși în Roma, dar pentru foarte puțin timp. Da, Ideea exact. este că el se concentrează mai degrabă pe consolidat granița nordică a Imperiului și se asigură că zona respectivă e pe mâini bună. Lasă pe Fabius Cilon Panonia, pe fratele lui Geta, în Dacia, și apoi se pregătește de campanie în Est. Da? După ce au loc episoadele pe care vi le-am povestit de trecută, îl trimite înainte pe Iulius Letus. Asta e foarte important, îl trimisese deja o din trimisese timp deja. pe Iulius Letus în Est. Și după ce pregătește cumva prin 197, dacă mi-am notat eu corect pe aici, se îmbarcă de la Brundisium cu Iulia Domna, cu Antoninus și Gheta, cei doi copii și a... pornește înspre Siria. Încă o chestie a Încă o chestie a apropo de Antoninus. Noi am amintit de la trecută, dar n-am n-am insistat foarte tare pe ea. E vorba de includerea pe sine a lui Severus în familia lui Marcus Aurelius. Mai țineți minte că am spus chestia da. asta, da, că pe el îl cheamă și Pertinax îl cheamă și Antoninus. De ce spun a Pentru că până acum Până acum, adoptarea și cooptarea cuiva în familia imperială se făcea de către cel care era împărat, nu? Se făcea uh -huh. cât timp el era în viață. Era în viață și împăratul era în viață și cel pe care îl adopta împăratul. Când Severus intră în familia lui Marcus Aurelius, teoretic, da, se auto-intitulează fiul acestuia, că asta am spus de-a trecută și așa se întâmplă, Marcus Aurelius e de mult oare și ulcele, de mai bine de 12-13 ani. Dar Chiar și așa, eu zic că am, am reperat aici, e un punct de, de vedere uh, juridic, așa cumva, care s-ar putea. Îmi, îmi dau seama că s-ar putea să sune dubios, dar credeți-mă că nu sunt departe de adevăr. Uh, din punct de vedere strict juridic, Septimius Severus este tot un Antonin. Noi vom vorbi imediat despre fiii lui Severus, da? care ajung într-o oarecare funcție, da? despre dinastia severilor, severană, severină, cum vreți să-i spuneți, dar de fapt, dar de fapt, dacă actul ăsta lui Severus ar fi valid din punct de vedere juridic, și o să vedeți ce face el din punct de vedere juridic în timpul domniei, este foarte bazat în domeniul ăsta, să știți că nu e nicio dinastie severană. Este doar o continuitate. Tate sau nu știu, o revenire, o revenire mai bine spus, la dinastia Antoninilor. Știu că am forțat puțin lucrurile, dar mi s-a părut interesantă perspectiva asta și de aia v-am spus-o și vouă. Din punct de vedere juridic, vă spun, Severus, <laughs> fără să-și dea seama, renunță la dinastia lui și se întoarce la dinastia Antonină. La fel cum toți până la Nero sunt dinosului lui Iulius Caesar. Nu? Da, da, și da. niciunul nu e, că n are nicio treabă, dar. Eh, știi cum e. Propaganda, propaganda de multe C ori. E... Da, aproape. Da, da despre asta mă de despre, despre propaganda imperială, în fine. Ideea este că, reîntorcându-ne la Severus, în 197, scopul lui imediat este să elibereze Nisibisul de sub asediul parților lui uh, Vologesus al patrulea sau al cincelea. Aici numărul de Vologes nu știu, nu știu sigur, nu, nu, nu am reușit să-l identific foarte clar. Eu nu doar că o să, uh, o să trec peste acest detaliu, dar o să și spun Vologases, nu o să spun Vologeses. Da, nu știu, al patrulea sau al cincelea da. putem să... Vologases, mă rog, cum, cum, o fi? A, ăla. Uh, ideea este că ce, ce s-a întâmplat între timp? Da? Probabil dându-și seama că nu are, nu are, foarte multă rivalitate în zonă, pentru că nu știm că s-a dus cu o armată enormă Severus înapoi în Galia să se bată cu, cu prietenul lui de domnie. Vlogesus sau Vologases s-a folosit de momentul ăsta ca un fel de respiro în, în propriile lui bătălii. El nu și-a terminat încă treaba, încă îi se mai revoltă perșii și mezii, dar cumva îi se pare lui că a stabilizat suficient și încearcă să profite sau cumva să-și să-și demonstreze puterea înapoi în partea asta care pentru el este limita vestică a Imperiului și cumva să-și asigure de fapt spațiul vital din jurul, din jurul capitalei Tesifon, nu? care este pe acolo prin Mesopotamie. Deci Vologesus este destul de decis să-și reimpună forța prin regatele client, regatele limitrofe, și Letus, Iulius Letus, este trimis înainte cumva să preîntâmpine genul ăsta de probleme și este prins în Nisibis, unde rezistă acolo destul de eroic. Este un pic neclar din textele pe care le avem la îndemână, care este ordinea Ordinea operațiilor. Nu știm cum se întâmplă lucrurile asta. Eu Severus... am înțeles așa. Eu am înțeles așa. Stai, 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 stai un pic, nu, nu mă. Deci, Severus și-a construit și el un, un monument, așa cum a făcut și tatăl lui, Marcus Aurelius, și străbunul lui Traian, da? Exact. Acești oameni notori că au avut foarte mulți copii a încercat și a construit o arcă, există o arcă a lui Arc, al lui Severus, e un fel de arc de triumf unde sunt puse niște scene unde sunt înregistrate practic triumfurile lui, lui Severus. Și pe acolo cumva ni se dă de înțeles cam care ar fi fost luptele, dar iarăși ca și în cazul columnei, ca și în cazul nu mai știu ce avea Marcus Aurelius. Parcă și el avea columnă, nu? Tot o columnă, da, dar mai micuță. Da. Lucrurile sunt destul de neclare în momentul în care le vezi. Deci, teoretic, aici la, la Severus mai avem încă un izvor, să zicem, arheologic, dar, sincer, este foarte greu de decriptat ce se întâmplă pe acea arcă. Există interpretări și o să, o să le prezentăm cumva amalgamate în discursul ăsta pe care vi-l povestim noi. Dar, da, cam asta e. Zi, zi acum, scuze că te-am întrerupt. Nici problemă. Deci, am vorbit acum, un episod, acum a doua, ce face Severus după ce îl bate pe Niger și liniștește puțin situația în zonă. Eram atunci în anul 195, dacă nu mă înșel. Da. Bun. După anul 195, el s-a dus să rezolve problema cu prietenul său Albinos. În ăștia doi ani, între 195 și 197, tu ai spus acum că parții n-au stat degeaba, da? Eu spun chiar mai mult. Au uh, încercat să recaptureze porțiuni din Mesopotamia și n-au cucerit, doar au asediat Nisibisul. Nisibisul a rămas tot timpul sub control roman, datorită acestui Letus, uh -huh. care este alt Letus pe care l-am omorât cu altă ocazie. Și tipul ăsta... Dovedindu-se un om extraordinar și sporindu-și astfel faima și relațiile private și publice pe timp de război și de pace, cum spune Cassius Dio, reușește să stabilizeze situația și să-i țină pe parți la respect. Uh -huh. Și acum se întâmplă două chestii când pornește Severus din Roma, via Brundisium, via litoralul estic al Mării Mediterane, Siria, ajunge adică își cărăbănește toate trupele spre Nisibis. asta e, asta e uh -huh. prima lui destinație din teritoriu semi-inamic, ca să zic așa. Se întâmplă două chestii foarte logice din punctul meu de vedere. În momentul în care Severus traversează Eufratul, aia era străvechea graniță naturală dintre Imperiul Parci și Imperiul Roman, parții se retrag. Că nu era nebun Vologase să se Tita mai cetatea și să se trezească și cu armata romană în coastă. Asta mi-aduce aminte de, de o bătălie în care Sertorius l-a bătut tot așa pe Pompei. L-a ademenit pe ăsta să asedieze o cetate în care se adăpostise. După aia vine prin spate cu niște soldați și îl prinde ca într-un clește. da. Și de-abia, de-abia scapă Pompei cu legionarii romani care sunt bătuți de legionarii spanioli. da. Și ca să nu pățească și parții la fel, au preferat să se retragă. Bun. Și a doua chestie la fel de logică e că aproape toate regatele din zonă, toate regatele alea, dacă care asigurau acest buffer zone între romani și parți, încearcă cumva să-i demonstreze lui Severus că sunt aliați de votația Romei și trimit lui ăsta și bani și daruri și ostatici și soldați orice. Pentru că atunci când se pornește împăratul roman de la Roma spre Est, situația e albastră. Da, mm -hmm. romanii au prost obicei să mai radă orașe, să mai depopuleze zone, regate întregi, și atunci ăștia, toți, armenii, adiabenii, ostroenii, toți au încercat să cumva să, băi, prietene, uite, de exemplu, inițial eu citisem că romanii au venit punându-i gând foarte rău regelui armean. Un tip care se cheamă, nu știu, Costroies, cosro, nu contează. Dar ăsta reușește să-l înmoaie pe Severu, să-i trimite și suport militar, și financiar, și niște ostatici, și prietenie veșnică, și la la la. Abgarus al nouălea, alt rege din zonă, regele ostroenelui. Ostroene sau Ed da, e? Da, e, e împărțit regatul ăla în două, e mai complicat de atâta, nu vreau să intru în detalii, uh -huh. dar vine și ăsta, vine soldați, mulți arcași, care știi foarte buni. Pe lângă asta, își lasă copiii în custodia lui Severus, dar tocmai pentru a-și dovedi loialitatea. La fel, Adiabenii. Adiabenii erau și ei de partea romanilor încă din anul 196. I-au bătut atunci și acum rămân aliați cu romanii. Deci, uh -huh. Severus are foarte mulți aliați serioși în regiune. Singurii doi care încă îi mai contestă superioritatea militară și nu se sperie sunt regele Hatrei, Parsemius care, na, ăsta chiar îi oferise suport pe față lui Niger, dacă mai țineți minte, uh -huh. și parții, care parții ar fi fost culmea să se sperie parții, că ăștia <cute> sunt, na, parții care nici măcar nu oferiseră suport pe față lui Severus. Și cam aici se duce bătălia, ăștia vin din Nisibis spre Hatra, spre Partia și vedem acum cum se apără și hatrezii și parții. Da, deci după ce Nisibisul a fost liberat din asediu, se vreau să își continuă marșul prin Adiabene, care aici, aici e o discuție, dar foarte probabil stă un pic mai mult prin Adiabene, pentru că Adiabenele se răsculase în 195 și a trebuit, deci în momentul în care a plecat în, în vest, și chiar dacă regele Adiabenului a fost cumva să zicem s-a întors către Roma în momentul în care parții i-au bătut din nou la poartă, probabil că au fost niște repercusiuni. Scopul lui este totuși să meargă către Tesifona. Așa că, în momentul în care ajunge prin Adiabene, încep, dispune de fapt să se construiască o flotă pe Eufrat care să-l ajute să coboare pe Eufrat cu armata, să fie cât de cât ușor, practic pregătindu-și cumva campania de, de anul următor deja după care el continuă campania în, în, partia cumva. Deci nu se duce către Tesifon sau așa, din Adiabene se duce către, către Armenia, unde regele care rămăsese neutru în conflictele anterioare acum se prezintă personal în fața lui Severus ca să-l îmbuneze cumva. Ca să-și arate că da, 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 eu am rămas neutru pentru că lucrurile erau neclare, dar de fapt inima mea bate alături de fratele meu din, din Lep Lepcis Magna. În prima instanță, așa e, Severus se mulțumește doar să-i facă pe par să se retragă de lângă Nisibis, da? Și așa cum mm -hmm. ai spus și tu, trec câteva luni. Și titluiește un plan din ăsta de invazie. Eu o să ți explic și de ce planul lui habar n avea, dacă trebuie să ajungă în Tesifon, dacă nu trebuie, a fost tot un așa, un norochior, dar nu e deloc ușor să stabilești tactica și să te ocupi de logistica unei campanii cu atât mai mult cu cât campania asta are loc într-un teritoriu inamic, despre care nu știi prea da. multe lucruri. Chiar dacă or fi fost înainte și tăi pe acolo, a fost Traian acum 100 de ani de a ajuns până în Golful Persic. Dar el stă, se duce, tatonează și începe doar, eu asta îți spun, este cea mai logică interpretarea faptelor pe care o văd eu. S-ar putea să nu gândești ca mine, dar eu cred că mai întâi, în vara anului 197, Severus se îndreaptă spre Hatra. Pentru că Hatra este prima, dacă te duci, nu trebuie să o iei pe Eufrat, Hatra e pe Tigris, e pe tigru adică uh -huh. următorul, următorul râu și trebuie să-i pedepsească pe ăștia până s-a gândit el, bă, îi rezol pe ăștia micuții și după aia mă duc spre parți. Mă uh -huh. gândesc că n-avea chef să aibă o cetate în spatele lui și să aibă spatele neasigurat. De aia zic că se duce mai întâi spre Hatra I... mai ales că, exact ai spus și tu acum Hatra este și aproape de Armenia. cum cobor din uh -huh. Armenia dai în Hatra și după aia te duci mai jos Babilonia, Seleucia, Ctesifon și toate alea am văzut și o altă cronologie în care încă nu se duce contra Hatrei, ci întâi așteaptă să-i să se construiască flota și să meargă contra Tesifonului, cu Hatra cumva neavând, având o relație mai degrabă neutră, Hatra nefiind direct ostilă Romei. Va tocmai că e direct o ostilă Romei și sunt două asedii ale Hatrei. Și da, la... da, sunt două sădi. Sunt două deci unul l-a dus și unul l-a întors, exact. E, da, e, e de fapt mai complicat că l-a întors, cel puțin în cronologia pe care o am eu aici și aici cumva iarăși o să ne contrazicem, în cronologia pe care am văzut-o aici este mai degrabă, el face un turneu, pornește pe Ufrat, după care se întoarce și atunci lovește prima oară Hatra, după care se duce în Nisibis, stă uh, din uh, 198 până în 199 și în 199 mai încearcă o dată să atace uh, Hatra. Și eu, o, o, problemă cu Hatra. Acum... Păi, și Tesifon când ajunge? în 198, deci în, în primul circuit, da? Deci în 197 nu pare să ajungă până în. Ba nu, în 197 în iarnă se bate la Da, pentru că în vară da. Încearcă să asedieze hatra. Îți spun cu voi de lucrurile foarte repede și după aia ți-am spus nu trebuie să. Aici într-adevăr, nu știe nimeni. n-ai cum să. Na. Fiecare cum uh -huh. a citit, uh -huh. cum a înțeles cum mi se pare mai logic. Cred că da, prima dată se ia de ăștia de șoricei mai mici de Hatrez uh -huh. și după îi lasă pe șoricei mai mari mai încolo. Pe traseu rezolvă și alte orașe din zonă, își face o flotă inclusiv pe Tigris, nu doar pe Ufrat. Uh -huh. Uh -huh. Și aici ne spune Herodian încearcă da, ajunge în fața acestei cetăți care, apropo, Hatra, să știți că sunt aliați cu parții în momentul de față. Adică nu există să stea ăștia acolo o cetate neajutată de nimeni. Nu există. Deci ăștia sunt, chiar dacă ne-am văzut nicăieri scriind negru pe alb, ăștia sunt aliați 100%. Așa cred eu. Și spune Herodian că încep ăștia romanii să asedieze cetatea fiind încercate toate tacticile cunoscute. Faza e că timp de câteva luni bune, romanii nu doar că n-au reușit să spargă zidurile și să pătrundă în cetate, au pierdut o tonă de soldați. Da, unii au murit în timpul luptelor, alții s-au îmbolnăvit și ce e și mai trist, spune Herodian, că moralul trupelor e la pământ. Și faza mm -hmm. e, deși fii atent aici, o chestie foarte interesantă. Pe lângă apărarea asta clasică a unei cetăți, dacă ai aruncătorii de pietre, ai și dacă are, mă rog, ăștia îți fac pagube serioase în efective, Herodian ne descrie o strategie de luptă super dubioasă, eu n-am mai întâlnit așa ceva, ci că băgau hatrezi ăștia, niște insecte otrăvitoare în vase mici de lut și îi bulgăreau de sus, cumva. De unde stăteau ei de pe metereze, îi bulgăreau pe romani. Romanii erau uh -huh, pe scări, uh -huh. încercau să escaladeze zidurile și când ceramica asta se spărgea în capul lor, se deschidea vasul, ieșeau insectele alea și îi înțepau și le intrau în ochi și înțepăturile astea cumva combinate cu, cu aerul cald, cu umiditatea de acolo nu știu, a dus la mai multe morți în rândul romanilor, în urma bolilor decât în urma bătăliei propriu zise Da, a, da păi și a, Asta vor... e partea dintr-un asediu de lungă durată Asta e problema de, la un asediu de lungă durată, mai ales că tu trebuie să îți hrănești oamenii trebuie și e foarte greu să găsești, mai ales în mijlocul deșertului și aici e încă o chestie. Să știți că romanii, de obicei, când pornesc o campanie, o pornesc în martie. Știm, da, zeul războiului, marte, luna martie, nu știu ce. Ei bine, acum nu e așa, pentru că acolo nu mai avem anotimpurile astea. Suntem în Mesopotamia, în Orientul Mijlociu, ei pornesc asediu prin toamnă, așteaptă să treacă vara tocmai să scape de insectele astea, dar se pare că n-au scăpat. Aici Severus, ei steți, își dă seama că dacă mai insistă mult cu bătălia asta aș pierde toți soldații, și campania va fi mm -hmm. un eșec de proporții. Și abandonează asediul Hatrei și cu vasele pe care le avea în dotare, dacă își construise, cum ai spus și tu, și construise o flotă între timp, o ia pe tigru în jos. Pentru că Hatra, uitați-vă pe hartă, Hatra este pe tigru, nu este pe ufrat. Și Herodian spune că aproape fără voia lui adică așa cumva dus de curent na, curge spre Golful Persic și Tigru și Eufratul se duc așa de-a lungul apei sunt duși de curent undeva foarte aproape de Ctesifon. Deci pur și simplu e un noroc chior pentru Severus care cumva moralul la pământ ajunge foarte aproape așa la vreo două-trei zile de marș de Palatul Regal al Parților. Faza e Faza e că ăsta, regele part, e complet luat prin surprindere. El stătea la plajă. O era foarte relaxat, credea că romanii se bat cu aia din hatra, ele ferit de orice pericol, cetatea rezistă și luat prin surprindere de-abia, deci vologasez, de-abia apucă să părăsească orașul cu câțiva călăreți. În timp ce romanii vin și pș, iar se comportă ca barbarii, rat complet orașul și asta e. Na. După ce cred că orașii Seleucia și Babilonul fix cum mm -hmm. a făcut și Traian. Um, deci eu o să zic o poveste pe care aș, cam așa am uh, priceput-o eu, care o să sune atât de diferit de ceea ce ai povestit tu, dar în principiu sunt cam aceleași elemente um, și care o să fie o desfășurare un pic diferită, dar până la urmă nici nu e neapărat foarte importantă, da? Deci Uh, în primul rând, ideea este că inițial uh, vine, uh, practic, uh, face o vizită, face un marș prin uh, uh, Nisibis, Adiabene uh, și după aceea prin, uh, prin Armenia. După care el se întoarce în Siria, de unde își strânge încă vreo. Nu știu, zicea pe aici Dio, cred că zice că sunt undeva cam 100 până la 150.000 de oameni. Iarăși, avem aceeași discuție pe care am mai avut-o și dățile trecute cu, cu dimensiunile armatelor. Vologesus are undeva la 100-120.000 de oameni în, în mijlocul deșertului. Nu știu cum, dar astea sunt cifrele care răiesc de acolo. În primul rând, Coboară pe Eufrat, parți nu încearcă să apere Babilonul sau să leucia. Babilonul fusese distrus, mă rog, sistemele de apărare ale Babilonului fusese redistruse de Traian, Seleucia fusese, la fel, sistemele de apărare fusese redistruse de Cassius, Avidius Cassius, în 165 și respectivele cetăți nu li se permisese să își reconstruiască sistemele de apărare. Probabil motivul pentru care Severius alege să meargă prin Babilon este ca să viziteze locurile cumva și să, să facă paradă, să zicem, cu armata romană, dar în același timp și să strângă cât mai multe resurse, da? să facă rost de hrană pentru armata lui și să le dea soldaților ceea ce vor ei, adică nu sclavi să jefuiască și practic s-a dus și el în vizită și s-a lipit un ceas de mâna lui sau vreo 10. Cam Asta așa face. se întâmplă cu Severus. Vologesus nu este neapărat, adică cumva Herodian într-adevăr dă impresia că Vologesus fuge, fuge în momentul în care îl vede sosind la tesifon. Cu ce sau din se retrage strategic, acum depinde cum vrei să pui Se probleme. retrage strategic, dar din câte înțeleg eu, Vologesus chiar încearcă să apere Ctesifonul, pentru că, să fim serios, cine și abandonează capitala așa, pf, un, doi, gata, haide, am, stăteam la plajă și deodată am aflat că a venit armata lui nu prea se întâmplă lucrurile în, în felul ăsta și aici cumva Herodian este cel care cumva dă peste cap uh, cronologia fără, fără niciun uh, un drept de apel. Se reîntoarce la un moment dat încercând să spargă asediu pentru că Severus spune sub asediu Tesifonul dar cumva nu reușește să strângă suficiente resurse pentru că e presat de revolta perșilor și mezilor care încă continuă. Da? Și el este practic prins cu alte lupte și în alte părți ale, ale, Imperiului. Problema reală cu Ctesifonul este că nu e prima oară când pică Ctesifonul. Da? Deci în momentul în care Ctesifonul pică e ceva de genul A, iarăși au venit romanii. Știi? dar nu un este o fel de reședință ceva. de vară, un fel de Sinaia, adică să nu credem da, acum. Da, da, nu, da, da. Nu e, e... e ceva de genul ăla, e considerată capitală, în sensul că este o reședință foarte importantă, dar nu este neapărat inima Imperiului. Este... E mai degrabă da, capitală e... din punct de vedere cultural. Ea au un palat regal acolo, e frumos, uh -huh. da, e un sit din ăsta arheologic și acum, minunat, dar... E periculos să ai capitala atât de aproape de granița cu Romanii, și probabil că parții știau chestia asta. Și cealaltă capitală era un piculeț, așa mai spre Iran. Nu era chiar uh -huh. în, în Siria, Irak, era mai spre Iran. Ce se întâmplă, deci, de ce am zis toată această chestie și observă că nu am pomenit încă de, de Hatra, nimic. Ce se întâmplă este că, huh, a venit ursul pe strada jepilor. Ok, scuze. Am primit, am promit notificare că vine ursul în Brașov. Hey, thank you. Da, deci ce se întâmplă cu tesifonul este că nu este singur. Severus nu este singur în, în toată chestia asta. Nu, nu este doar cu familia, că este într-adevăr și cu Iulia Domna și cu fiii, lui este, este acolo, dar are alături de el pe fratele lui Vologesus care este teoretic, este cel care ar putea să preia conducerea imperiului și uh, să aibă așa un aer de uh, legitimitate. Practic, uh, Severus cumva justifică în fața cetățenilor sifonului, că uite eu am venit Să vă eliberez și să vă las Sub conducătorul adevărat Adică fratele lui ăsta Care vă e șef Treaba asta cumva nu prea Reușește și populația Nu prea îl sprijină Pe fratele ăsta lui Vologesus Armata romană E cumva nevoită Să se retragă, din nou sunt unele lucruri pe care nu prea poți să le faci, da? Adică, oricât de mult. Nu, nu există niciun fel de legitimitate pentru stăpânirea romană acte sifonului, da? Păi și ce da. Păi aia... Nu -au, au mai procedat romanii așa, adică au ars toate satele din jur, da, au capurat da. femei, copii, au, au Cu... furat. Problema? Deci ei pot să facă lucruri de genul ăsta, aici, dar nu pot să le facă chiar în stilul ăsta. Adică, în momentul în care Traian a venit și a ras Babilonul, exact. da, ce s-a întâmplat este că după ce a făcut chestia asta, rolul Babilonului ca centru comercial și ca practic valoarea Babilonului a dispărut complet. De atunci Babilonul practic nu a mai dar nu, contat. Dar e relevant. Noi de... Este relevant, este relevant pentru că o să discutăm după aia și de a să 3 și acolo e iarăși și mai important. Păi, eu deci cred ideea este că centrele astea nu au valoare dacă nu sunt funcționale, pentru că sunt în mijlocul, altfel în mijlocul mai mult sau mai puțin deșertului, știi? Ți-am spus, depinde care este motivul invaziei. Eu cred că romanii nu dădeau doi bani pe legitimitate în partia ei. N-au venit să cucerească partea ei, au venit să o distrugă. Cum ai spus și tu. Să o șefuiască. Să o șefuiască, da. Să captureze femei, copii, tot aurul, argintul din trezorerie, nu știu, să-și încarce corăbile cu tot, așa, să prăduiască și să plece înapoi. Îi durea în cost pe ei dacă... Păi, da, și ce legătură are cu legitimitatea. Noi nu vorbim acum de cum. Am vorbit pe episodul trecut de cum s-au comportat, cât de înțelept a fost Severus când s-a dus în Roma. Nu uh -huh. s-a apucat să jefuiască Roma, să-i urce pe aia pe pereți, să ardă satele, populația, așa, pentru că voia să-i conducă pe aia după aia și să se împrietenească cu ei. Romanii uh -huh. nu voiau să se împrietenească cu oamenii ăștia, și de aia eu chiar cred că de-aia au ras și seleucia, de-aia au ras și Babilonul, de-aia au ras și Ctesifonul, mă rog, în măsura în care l-au ras sau nu, că avem... Bine, a... nu l-au ras, că okay. aici e chestia, că până la urmă Ctesifonul și-a deschis porțile și ăștia au intrat și uh, iarăși au încercat să-l pună pe fratele lui uh, Vologes, au încercat să-l pună ca și conducător legitim, numai că nu prea, nu prea a fost un, un, succes. După care, Severus, evident, pentru că intenția lui era cel mai probabil exact așa cum spuneai și tu, jaful și, și cel mult destabilizarea partiei, că nu avea nevoie de mai mult, se întoarce, își face drum, cel puțin în, în cronologia pe care o am eu aici, se întoarce din partia pe tigru și în drumul lui se oprește practic la Hatra încercând să dea o lovitură cetății respective și poate chiar să rămână, să lase o, o garnizoană romană da? în Hatra. Problema este că cei din Hatra sunt mai mult decât pregătiți să reziste și ăsta este jocul pe care trebuie să-l fac aici. Hatra trebuie doar să reziste, așa cum am văzut. Chiar dacă Severus și aruncă cam tot ce are și o să vedem că încearcă, încearcă totuși, nu, nu are succes. Și se retrage în cele din urmă cu coada între picioare, nu știu cât timp stă la primul asediu, se întoarce la Nisibis. Așa da. Așa da, doar că mie mi se pare mai logic ca fiind în Armenia... Uh -huh. Să meargă pe tigru în jos, uh, nu să meargă da, pe infrat, dar, prima dată. Ce face de fapt în Armenia se duce, nu se duce cu grosul armatei, ci grosul armatei, din câte înțeleg eu, în prima parte a lui 197, grosul armatei încă se forma în, în Siria și a coborât cu grosul armatei pe ufrat. Asta este ce am înțeles și m-am uitat la mai mulți analiști ăștia istorici care cumva scam de acord cu această... Bun, și atunci al doilea sediu acord. al Hatra că am, am ajuns la, măcar am ajuns la da. numitorul ăsta comun, cum că Hatra e atacată de două ori, dar e asediată de două ori. Da, da, da. În, deci în, în 28 ianuarie 198, exact de, a, de centenarul ascensiunii lui Traian, Septimius Severus își asumă titlul de Particus Maximus, cumva ca să, ca să se asocieze, că el cumva încearcă să-și cumpere această legitimitate, dacă tot folosim cuvântul ăsta de o să ne iasă pe nas, cumva vrea să și facă asocierea cu înaintașul lui Traian, știi, după cum ziceam noi glumeț, dar pentru Septimius Severus pare pare foarte serios treaba asta și își și asumă acest titlu de Particus Maximus, este salutat ca împărat, a nu știu cât oară, nici nu mai este foarte important. Nu mai păi um, este important pentru că e deja împărat. <gântu'> da, este deja împărat, dar important este că e împărat a nu știu câte oară. Um, ce se The mai. Întâmplă? Herodian spune așa, Herodian spune așa. apropo de autoproclamările astea și de rezultatele campaniei: că ăsta e un rezultat al campaniei. Faptul uh -huh. că el își arogă o titulatură din asta pompoasă e un rezultat. Și astfel, mai mult datorită norocului decât bunei judecăți. Severul se umplu de gloria victoriei împotriva parților. Și din moment mm -hmm. ce aceste evenimente s-au dovedit a fi mai pline de succes decât ar fi sperat, a trimis mesager către senatul roman și către oameni, exagerându-și realizările. Și a ordonat tablouri care să reprezinte bătăliile și victoriile sale și care să fie puse în locuri publice. Senatul i-a oferit titluri formate din numele națiunilor cucerite, pe lângă restul de onoruri obișnuite. Astea erau, deci, în procesiunea triunfală, Era obiceiul ăsta să pună niște tablouri enorme cu locurile pe care le a Corect. Le-am da, da, da. da, da. Ceea ce, și da, e, exact e foarte bine. Asta. Și da. istoria Augusta spune așa. Ne spune nu doar că Severus devine Particus, dar mm -hmm. și că legiunile sale îl proclamă pe fiul lui cel mare, Augustus. Dar nu știu dacă mai țineți minte. Dar după ce Severus l-a rezolvat pe Niger și a liniștit puțin lucrurile în Est, adică în 194-195, îl numește Cezar pe Basianus ăsta, pe fiul său da. mai mare. Basianus, Antonin, nu spuneți-i cum vreți. Eu până la urmă o să-i spun Caracala, că nu știu, adică... Da, semn, cred că e timpul să-i spunem, da. să spunem pe nume Caracala. Și da, Caracal ai fiul cel mare, Geta e fiul cel mic, chiar dacă numele oficiale sunt altele. Dar vezi tu, așa oficial, oficial și pe Caligula îl chema Gaius Cezar Augustus Germanicus și pe Comodus, pe Comodus oficial îl chema Herculele Roman. Tot oficial, adică cu, serios, cu denumirea aprobată de, de, senat, cu patalamate la senat. Exact, și avea și în buletină. Da, da, asta spun. Pentru cursivitatea discuției, ca să nu ne mai încurcăm în atâtea nume, e mai simplu. Identificăm mai, mai, mai bine cu Geta și Caracala sau Caracala și Geta. Cum da, exact. Voi. Deci, ca, ca să zicem pe scurt, Caracala este născut Lucius Septimius Bastianus. Bastianus, țineți minte, este numele familiei Iuliei Domna și. Lucius Septimius, destul de clar de unde vine. În 195 primește numele Marcus Aurelius Antoninus Cezar. Este momentul acela când este în campanie către a se reîntâlni cu bunul lui prieten Albinus și îl numește pe Caracala Marcus Aurelius Antoninus după, după tatăl lui. Am. Ceea ce evident e fals. Asta se întâmpla când? La șapte ani. În 195, la 10 ani, iată ce prodigios acest tânăr, devine Cezar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Da? Deci asta în anul 198. Și asta acum are 10 ani. Este iarăși un tânăr foarte capabil care a făcut totul uh, prin propriile lui puteri. Dar... Pă, dacă dacă te proclamă legiunile romane, dacă îți spun ele, păi, Augustus, ce... n-ai cum mai să Mai ales te la opuia. 10 ani. Cu... Ce, ce mucos ai fi să refuzi tu asta? Faza e că, așa cum am mai spus și în episoadele trecute, la Roma, senatorii obedienți și speriați au votat imediat cu două mâini. N-au votat unul, ci două triumfuri, Unul pentru partia și unul pentru iudeia. Așa ne spune istoria Augusta. Că mai face, ci că niște fapte din astea, niște isprăvi, o să mai facă și încolo, prin Palestina, prin iudeia, prin Arabia. O să, o să povestesc, pentru că asta, cel puțin în cronologia mea, este pusă după al doilea Așa, așa are și asediul loc, După al după al doilea, exact, exact. Care al doilea asediu al Hatrei, să știți, are la fel de mult succes, adică egal cu zero. Mai pierde câte niște trupe și abandonează pe urmă complet uh, ideea și revine în Siria. Mm -hmm. Iar campania asta se încheie. Sunt foarte, foarte, foarte generos cu, cu Severus când spun că se încheie cu un succes moderat. Asta ca să nu numesc aproape un fiasco. Da, e foarte dubios într-adevăr ce se întâmplă aici, pentru că cumva chiar și Herodian, care Herodian este ceva de genul fan club Severus, este da, e neclar. fan club. Da, e fan club. E, e fan club, Severus în multe situații inexplicabile, dar îi de la joale când îl prinde, E mai și de la joale. Da, e adevărat, e adevărat. Și e, apropo e, de dat la cu Apropo de dat la joale, deci, revin, Senatul, în urma acestor, mă rog, să le spunem, victorii, succes, campanie strălucitoare, uh, votează niște triumfuri. Faza mm. e că pentru a celebra un triumf, tu trebuia să stai în picioare, repet, trebuia să stai în picioare, într-un ceriot, să-l manevrezi prin Roma, pe sub niște arce pe acolo, în timp ce mulțimea te aclama. Și chestia asta s-a întâmplat timp de mai multe ore. Da. Severus deja nu mai era în stare să stea în picioare, că suferea de gută, da, care e o inflamație a articulațiilor e o artrită. Eu de -aia spun că te uiți tot timpul, o să vezi și când ajunge în Britania, și că o să vezi că se duce numai pe râu. De aia spun, uite-te tot timpul la râuri și atunci o să meargă pe Rin până în Marea Nordului, și acum eu mă uit la niște rute, se duce pe Ufrat, se întoarce pe Tigru, se duce pe Tigru, se întoarce pe Ufrat, pentru că dacă nu, ar fi trebuit să-l care ăia la greu, într-o lectică, într-o caleașcă, uh -huh, într-o cea uh -huh. pentru că omul nu mai putea să meargă, na, pur și simplu nu putea să și atunci da, at da. era cel mai comod, cel mai comod pentru el era într-o corabie, că se mișca și cel mai repede, era cumva, na, era cel mai uh, din punct de vedere logistic. Uh, încă o chestie, încă o chestie Așa. apropo de uh, această precocitate a lui Bassianus, a lui Caracala. Eu știu că toga virilis se obține atunci când faci 14 ani. Da. Ceea ce înseamnă că, dacă noi vorbim acum, el o primește în 199. Care înseamnă la 11 ani. A exact. Înseamnă la 11 ani. Deci, da, hai să pun alt problema. Dacă tu o primești în 99, ori te-ai născut în 185, ori nu te-ai născut la Lugdum. Exact. Da, adică, a, 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 da, dacă te-ai născut a, a... în 185, nu te-ai născut la Lugdum, sigur, altundeva, că Severus ajunge mai târziu în Galia. Sau dacă te-ai născut în Lugdunum, nu era mama ta Iulia, domna. Pentru că soția lui Severus moare în 186. Adică, da. acum, acum recunosc că am și eu mai multe date cronologice pe care le pun cap la cap și, da, încă am dau cu virgulă. Sau, acum, ce să zic? Nu știu, poate s-a născut la Lugdunum, poate Iulia, domna, e mama lui, dar în condițiile astea, în condițiile astea, Caracala bate categoric recordul lui Comodus, care să nu uităm, a fost făcut consul de Marcus Aurelius la 15 ani uh -huh. ei bine Severus îl face consul pe Fiusu la 11-12 ani și tot la vârsta asta îi dă și Toga Virilis exact, Eu, exact. deci aici, aici e de fapt prima problemă legată de Caracala dar încă nu îl discutăm foarte în detaliu o să-l discutăm în, într un din în viitor. viitoare Problema majoră este într-adevăr dacă este fiul Iuliei Domna sau este fiul celălaltă soție a, a lui Severus și Plautia, parcă, nu? Da, sau, sau ți-am zis, sau a fost făcut consul și a luat Toga Virilis o extralegalitate cu 3, 4, 5 ani înainte. Da, adică eu, deci... eu am semne serioase de întrebare la la capitolul ăsta, dar am învățat să nu mai cramponez în ele, asta e. It is what da, it Da, cu, cumva și eu sincer suspectez că de fapt Antoninus sau Basianus este mai în vârstă decât spune propaganda imperială că de fapt aici vorbim despre propaganda imperială și în momentul în care Severus devine fiul lui Marcus Aurelius este foarte greu să să mai poți accepta propaganda imperială ca fiind onestă da? deci este foarte dubios ce se întâmplă acolo de ce este foarte important uh, această legătură? De ce este importantă legătura lui, uh, lui Caracala cu Iulia Domna? Pentru că Iulia Domna, în momentul în care, în toată această campanie în Est, Iulia Domna, într-un fel, este, iarăși, mă întorc la cuvântul ăla, este cumva o picătură de legitimitate pentru, pentru Severus. Severus se folosește de relațiile Iuliei Domna, care are relații, practic fiind dintr-o familie nobilă, care avea încrengături în, toată, în tot estul uh, Imperiului, se folosește de aceste legături uh, destul de puternic pentru a recruta, pentru a stabiliza, pentru a-și pune oameni de încredere în, în posturi cheie și tot așa. Adică uh, rolul ei este esențial și atunci faptul că Iulia Domna devine Augustă, fiul ei devenind August, cumva se păstrează lucrurile în familie, îi dă o oarecare legitimitate în plus lui Caracala și treaba asta ar putea să explice de ce propaganda imperială a insistat că este fiul Iuliei domnă deși poate că nu a fost. Știi? Cam, cam asta este ideea, ideea de bază. Înțeleg perfect, înțeleg perfect. Eu spun doar că romanii nu se cramponau atât de tare în scenarii din astea pe care ei nu le considerau uh, onorabile pentru ei. Mm -hmm. Mai exact, ce vreau să spun. Uh, istoricii romani îi consideră barbari chiar și pe parți. Ei când au venit aici în Est, ei nu considerau că au de-a face cu niște egali. Mm -hmm. Și atunci de ce să depui atâta efort, să atâta diplomație pentru niște oameni pe care nu, -i, tu nu-i consideri egali? Ei, când mm -hmm. au venit în Dacia, nu ne-au considerat egalilor. Când s-au dus în Germania, nu i-au considerat pe germani egalilor. Când s-au dus în Galia, nu i-au considerat pe gale galilor. Când vor merge în Britania, nu i- vor considera pe britanice galilor. Deși noi știm care e adevărul. Noi știm că, din anumite puncte de vedere, parții erau peste romani. Oricât de trist ar suna pentru civilizația occidentală, romanii nu credeau asta. Romanii erau buri cu pământului în viziunea lor. Și o spun nu cred că s-au cramponat, cel puțin în contextul ăsta al acestei campanii militare din Est. La Roma mm. aveau altă poveste, aveau un narrativ pentru romani, aveau un narrativ pentru ceilalți din provincii și aveau un narrativ pentru cei din afara Imperiului. Că asta mm. e propagandă, nu poți să spui același lucru tuturor. Pe unul prins cu ceva, pe unul prins cu altceva și așa mai departe, dacă ești meseriaș. Exact așa a făcut Octavianus hey. și o să vedem. Idolul Propagandistic al lui Severus este Octavianus. O să-l copieze da, în multe da. aspecte și face treaba destul de bine. Nu nu la fel de bine ca Octavian, dar destul de bine. Ce mai face în perioada asta în, în Est este că, ok, deci după ce încearcă a doua oară să cucerească Hatra, nu reușește, cumva din greșeala proprie există un episod în care Severus Oprește asediul, deși ar fi putut să continue și să cucerească Hatra. Ideea este că Severus cumva încearcă să le dea o victorie soldaților. Ar nevoie de o victorie pentru, pentru soldații lui. Și ăsta este motivul pentru care pleacă, se întoarce înapoi în Siria, după care merge în Palestina și în Iudea, unde avea loc o, o răscoală. Nu știm foarte mult ce se întâmplă cu răscoala respectivă. Știm doar că vizitează Ierusalimul, care era, mă rog, Elia Capitolina, și se votează un triumf în momentul în care e în Iudea. Ei se votează un triumf pentru războiul în Partia iar pentru Iudea, la fel, câștigă un triumf pe care decide să îl acorde fiului lui, lui Caracala, care primește cumva titlul ăsta, sau, nu știu, Iudaicus Triumfus, nu, nu mi-e clar exact cum anume primește sau când anume primește aceste, nu știu, ornamente triumfale, dar nici nu sunt ornamente triumfale, nu știu exact ce, e. Ce sunt. În orice caz, ideea este că acest triumf îl transferă cumva fiului lui, care, dacă e să ne luăm după an, care teoretic ar trebui să fie 199, are doar 11 ani, ceea ce e cam, cam devreme pentru. Uh, da, îl transferă a din stăndere. simplu motiv pentru că el nu poate să stea în ceriot și spune, bă, uite, lasă-l, o să stea fiul meu în locul mm -hmm. meu și rezolvă problema. Aș putea, să știți, aș putea să vă mai povestesc puțin despre stilul de luptă al parților, mm -hmm. dar pentru asta, dacă vreți, ascultați episodul nu mai știu care e, ăla cu bătălia de la Carhe, aia din anul 53 înainte de Hristos, în care marele Crasus moare într-un mod foarte potrivit pentru renumele său de cel mai bogat om din <gălăt> univers, dar uh, 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 ca idee... Nu știu ce s-a întâmplat. Așa e, nu știu ce s-a întâmplat, nici la Seleucea, nici la Babilon, nici la Ctesifon, oricum, mai mult de atâta era imposibil pentru romani să meargă. N-au încercat niciodată, eu spun că e maxim ce puteau să facă din Campania asta, parții procetează la fel ca de fiecare dată, se retrag și revin, pentru că vedeți stilul de luptă al parților de cele mai multe ori pune probleme foarte mari romanilor, foarte mari. În anumite scenarii de relief și de vreme, dacă vreți pot să vă descriu acum cum e cu cavaleria, cum e cu arca și călare, romanii n-au nicio șansă, absolut nicio șansă. Poți să stea ei informația aia, te studio, o zi și o noapte. Ca așa la bătaie și Crasus, revin. Dar doar așa, ca idee, să vedem, tu spuneai într-o vreme că au trecut așa pe nesesizate la falangă, că au apelat la niște lucruri, bă, n-ar fi exclus acum, n-ar fi exclus pentru că, dar eu îți spun, în, în continuare, când mă uit la armamentul din desfârșit de, de secol 2, început de secol 3, exact armamentele astea le pe care le aveau, adică nu e nicio, nicio influență macedoneană, ca să zic așa. Asta este supoziția legată de descrierile pe care le avem din Herodian și din Cassius Dio în campaniile contra lui Niger Știi? Ok, poate, în anumite uh, regiuni dar... Poate, niște așa, izolate Dar uh, armamentul da. print, uh, Armamentul oficial Care se făcea pentru că și ăștia Aveau niște fabrici, niște manufacturi Cred că erau undeva în nordul Italiei unde făceau și zalele, unde făceau și scuturile, unde făceau și sulițele, unde făceau și păsăbile. Uh, erau toate stas frumos, adică să nu credeți că un legionar sau un soldat din ăsta din garda pretoriană își făcea el sabia în spatele atelierului sau avea o baracă sau își proviza ceva acolo. Toate chestiile astea erau stas, erau făcute profesionist. De la armură la tot echipamentul. De aia spun că mi se pare stupid să vină o parte din legiune echipată cumva cu un tip de armament și alții să vină echipat va. Să uitau unii la alții, bă, stai un pic, e ca la, ca la gladiatorii. Unul, e, unul luptă așa cu armele de trac și altul luptă cu armele de numidian și se bat ca pe vremea lui Spartacus. Se mai baza și pe mercenar pe care recruta din zonele în care aveau loc lupte. Și cred că, într-adevăr, pentru mulți era profitabil. Vin romanii să se bată, haideți să merg cu ei că plătesc bine, știi? De ce nu, știi? Da, da, erai, făceai parte din trupe auxiliare, nu făceai parte din legiunea romană. Da, da, făceai, dar foarte multe din luptele astea sunt luptate și cu multe trupe auxiliare. De asta se ajung la cifre de alea enorme. Chiar okay. și dacă le împărțim la doi, tot, tot sunt mult, multă trupă, știi? Da, uh, da, da, categoric. categoric. Da, în, în orice caz, revenind la chestia asta, e clar că chiar dacă nu avem mai multe detalii despre ce se întâmplă în Iudeea, în este clar că este un, un conflict destul de serios. Severus este pomenit în mod pozitiv în cronicile iudaice, deci cumva probabil ia apărarea lor contra celor care s-au răsculat, deci cumva există un conflict și un conflict destul de puternic, destul de sângeros, foarte probabil. Între timp, urmele arheologice ne arată că întărește granița estică, construiește avamposturi în deșert care îl ajută să mențină în siguranță zonele cultivate și să mențină controlul asupra rutelor comerciale. Dacă este o chestie pe care o înțelege foarte bine Severus, este cum anume să păstreze, să zicem, rutele astea din deșert sau rutele comerciale să le păstreze în viață și cumva înaintează frontiera Imperiului în deșert suficient de, de departe încât să asigure, să zicem așa, o forță de asta de reacție împotriva atacurilor. Oferă privilegii Palmirei, care devine în momentul ăla colonie romană, să zicem așa, neoficial, și treaba asta se vede în număr mare de familii cu nume Septimius în, în Palmira. După care, în anul 200, este următorul pas, stabilizarea Egiptului care îl sprijinise pe Niger în, în episodul anterior. Motivul principal de vizită era teoretic să asigure colaborarea economică a etiopienilor, care etiopienii îi cam... cam erau ostili Romei, știi? Și le tot creau probleme. Existau lanțurile astea de... Lanțurile comerciale care mergeau până în zona sudică, nu știu, e, e destul de, de interesant treaba asta, numai că e greu să explic fără o hartă foarte clară în, în față. Ideea este că chiar dacă. Etiopienii îngreunează comerțul în, în Mara Roșie și cumva Septimius este destul de dornic să se lupte cu cineva, să mai aibă victorii. Coboară pe Nil, dar aparent primește vești că prin Etiopia ar umbla ciuma și consideră că nu e cazul să, să o aducă în Imperiu. Și se ține departe de asta practic lasă niște garnizoane, se asigură că nu, nu îl atacă etiopienii și cam atât a face. În schimb stă prin, prin Egipt un pic, mă rog, este o, o mică anecdotă cum intră în Alexandria și dă peste o inscripție mare la intrarea în oraș, orașul stăpânului Niger, știi? pe care Alexandreni o puseseră acolo cumva ca să-și arate, să zicem, aderența la partida lui Niger. Însă Alexandreni o dreg zicând că Severus este stăpânul lui Niger, deci e tot în regulă. E... Nu este absolut nicio problemă. Nu cred că ar avea niciun motiv să se supere pe egipteni, pentru că egiptenii la primul semn de slăbiciune lui Niger au schimbat tabăra, cât ai zice pește, cât ai zice da. geta. Da. El într-adevăr stă aici nu știu, motive economice, culturale, spirituale, vizitează mormântul lui Alexandru Macedon pe care cicăl și încuie după aia, spunând că nimeni nu mai trebuie să vadă trupul mărețului Alexandru cel Mare, da? să nu-i vadă trupul și să mm -hmm. nu citească Tomurile pe care le, el le-a găsit în toate templele, în toate mausoleele pe unde fusese, le rechiziționase, și nu știu ce informații magice găsise pe acolo, care nu trebuiau citite de muritorii mm -hmm. de rând. În fine, face sacrificii și în memoria lui Pompei Magnus și, așa cum ai spus și tu, se duce până la Luxor și Carnac. Începe cu piramidele, Memphisul ajunge până în Egiptul de Sus sau Egiptul Vechi, ăla de pe vremea lui Ramses. Uh, și într-adevăr le oferă tot felul de uh, drepturi egiptenilor, uh, le oferă celor din Alexandria un senat mai mic, doar al lor, un fel de consiliu din ăsta de coroană, modifică și ranforcează tot felul de legi pentru a le armoniza cu dreptul roman, își dă seama că e complicată situația. În Alexandria sunt mulți evrei, sunt din ce în ce mai mulți creștini, este un oraș inclusiv din punct de vedere al, rutei, al, al rutelor către mai multe rute comerciale pe aici este un oraș foarte complex, foarte divers mm -hmm. dar în continuare aici e o chestie absolut adorabilă pe care vreau să vă povestesc Cassius Dio vine cu un citat splendid, aici se împușcă în picior, cred că își trage o rafală de calaș în picior, <laughs> nu, nu, e doar un, nu e doar un glonț și pe mine mă face cel puțin să să-l pun aproape pe același palier cu istoria Augusta după ce dă Duma asta Spune așa, nu doresc să scriu despre Egipt, dar mă simt perfect îndreptățit să amintesc ceea ce am învățat despre Nil în urma investigațiilor mere corecte, accurate investigation, spune aici, obținute de la mulți oameni și din multe locuri. Este mm -hmm. clar că Nilul își are sursa în muntele Atlas. Da, și acum puteți arunca Atlasul pe fereastră că s-a terminat cu geografia asta apropo, apropo de Atlas. Dar continuă, but wait, there's more. E, da, e situați spre vest, aproape de ocean, muntele Atlas, mereu acoperit de zăpadă iarna, iar vara, trimițând la vale un volum mare de apă. Aici are dreptate, da, mai zice de mlaști, de inundați în timpul recoltei. Și după aia mai bagă încă o dumă, că asta sigur este sursa Nilului, deoarece și acolo și în Egipt sunt aceleași animale, crocodili și alte animale, să nu fiți surprinși că am făcut aceste descoperiri necunoscute vechilor greci. Dar maceniții trăiesc în Mauritania de jos, mă rog, Mauritania Tingitana, aici zice de, niște, de niște, niște oameni care locuiesc acolo, mm -hmm. uh, niște triburi, și mulți dintre uh, soldații campați acolo ajung până în Atlas. Acesta este adevărul și nu altul. Deci, omul cum să zic, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, citiți cartea 76-a LXX5I, paragraful 13, și o să vedeți acolo că exact asta e ideea. Eu nu mă așteptam, deci nu mă înțelegeți greșit, eu nu mă așteptam, apropo de geografie, acum o să fiu mult mai atent ce spun, nu mă, aștept, nu mă așteptam să știe Casius Dio exact de unde izvorăște Nilul, cu Nilul alb, cu Nilul albastru, cu o parte din Etiopia, o parte din Tanzania, din... Da? Dar, în niciun caz, nu e Mauritania sau Atlas frățică. Deci, una e într-o parte a Africii, una e în partea cealaltă. Adică, Abar, deci, a, nu, a făcut-o. Nu, no, nu. No, are nicio... Da, a fost plus, că... plus, că tu ai spus. Tu ai spus că romanii interacționau cu etiopienii. Adică, da? și trebuia. Adică, da. bă, mergem pe, pe Nil, dar. Deci, însuși septimiu Severu s-a dus pe Nil, pe Nil s-a dus în Etiopia și el acum îmi spune că, de fapt, Nilul izvorăște din Atlas, din Mauritania. Da, exact. în fine. Uh, a, vezi, Bine, problema e. Izvoarele Nilului, uh, ca să fie descoperite, îl vor, aștepta, îl vor aștepta eroii lui uh, Jules Verne să meargă cu corect. Malonul. Corect, corect. Cred că Livingstone sau ceva, am citit ceva, da. Da, da, da. da e, nu numai. Da, da. Uh, faza e că o să fiu, de fapt, nu că o să fiu. Vezi, nu cred că am fost suficient de sceptic, nu cred că am fost suficient de. De intransigent cu ceea ce scrie Casius Dio. Din păcate, el a scris și mult despre daci. Și nu știu, mă gândesc acum, mă gândesc. Norocul nostru e că nu o să-l mai, mai folosim chiar așa de mult ca sursă primară, că se termină și încheie și el perioada, dar, din păcate, v-am spus, are multe chestii, multe subiecte despre are daci multe, pe la care la doar la el. Doar el le abordează și atunci nici nu știi ce să creze. Nu, de aia zic, inclusiv despre Daci o să, o să îmi pun mai multe semne de întrebare pe viitor în legătură cu ce a spus Casius Dio. A, absolut. Deci, cred că e o problemă în momentul în care Casius Dio începe să aibă păreri în legătură cu lucrurile care se întâmplă chiar în, în momentul vieții. Adică, într-un fel, îl înțeleg, pe de altă parte se vede că la unele lucru nu este strălucit, și în niciun caz nu îl suspectez de obiectivitate sau de calități de geograf. Deci, da, e, e clar. Oricum, Faza e, fa -faza față e. de alte surse, Casius Dio este un pic mai sus. Da? Dar, după Poate notitele, eu și o să-mi da. să rezerv. O să-mi rezerv. Absolut, dreptul să-l pun pe o treaptă inferioară. Mă gândesc că Nilu și în timpul vieții sale și înainte de, de viața sa și după avea cam aceeași matcă. Deci aici nu avea, nu -avea știu, nicio scuză. nu știi, po poate el știa ce zice. <laughs> da. Da. Dar da. Dar să ne întoarcem la vorbele noastre și uh, suntem undeva prin anul uh, 199-200 prin, uh, prin Egipt nu stă foarte mult pe acolo, însă nici nu îmi pare că se grăbește. Severus nu este un tip care să dorească să ajungă la Roma. Nu este cineva precum Comodus. Chiar dacă. Din chiar dacă spune foarte simplu, că Este fratele lui. Urăște administrația și birocrația romană. Le urăște. A, și nu de aia... administrația, pentru că o să vedem mai încolo că este capabil să, să o facă crec uh, cred că urăște... Partea de birocrație, de hârțogăraie, de... de... Mai degrabă, cred că urăște persoanele. Cred că urăște mai degrabă senatorii și, uh, și toate ițele pe care le țese acolo și toate toate astea. Adică mi se pare că uh, Severus cumva nu este un om care se teamă de, de hârtii neapărat. Cât, cât se arată deranjat de uh, intrigi și de. Uh, și cumva nu are o, un ochi foarte bun pentru Romă. E clar că se simte ca peștele în apă în campaniile astea militare, da. să mănânce la popotă, să meargă cu soldații, să doarmă în cort. Aici e în elementul lui. Mm -hmm. uh, societatea mm -hmm. romană îl cam încurcă în capitală, dar uh, în afara ei, da, se simte bine o să ajungem la concluzii, poate episodul ăsta, poate episodul viitor și da, din punctul ăsta de vedere, e aproape, mă rog, voiam să zic strălucit, dar voiam să zic mm -hmm. că e mult peste mediocru. Totuși, el știind chestia asta, știind lacuna asta lui, atunci când se întoarce din, doar vreau să punctez chestia asta, atunci când se întoarce din Galia, după ce îl rezolvă pe Albinus, în mm -hmm. 197, trece puțin el prin Roma și îl pune pe un anume Plautianus în fruntea gărzii pretoriene, dar o să vedeți că tipul ăsta nu este doar în fruntea gărzii pretoriene. Țineți minte și numele și anul, 197. Deci, da. ca să nu aveți impresia că Roma acum este neguvernată și a nimănui. Are cineva grijă de ea, deci nu vă îngrijorați. Da, 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 clar. Um, Severus vizitează Asia Mică, apoi Mezia, superior, inferior, dar cum ziceam, nu se grăbește. Posibil vizitează și Dacia și cele două panonii schimbă guvernator, să refac drumuri în zona asta, se construiesc diverse monumente în, în cetățile pe care le vizitează. Sunt, uh, sunt niște momente în care, să zicem așa, nu... Sunt mai de liniște așa. Uh, cumva uh, Severus prin prezența lui, încearcă să stabilizeze lucrurile, să pună lucrurile în ordine, să mai construiască ceva, să mai toarne niște bani către provincii și să, 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 țină, să mențină liniștea. Cred că asta e foarte important și, evident, să facă mașina de taxat să fie din ce în ce mai eficientă. Se mai întâmplă încă un lucru. În 200 sau în 201 în timp ce se întorcea spre Roma, Dacia este atacată. Probabil desarmații roxolani sau posibil carpii, așa numiți daci liberi, scirii, care sunt un trip germanic, bastarnii, vandalii, poate chiar și goții, deși foarte puțin probabil pentru că Severus avea mulți mercenari goți. Deci nu, nu, e cazul să fi fost goții. Invazia este destul de serioasă, în așa fel încât Severus este obligat să ordoneze să se reunească toate cele trei provincii dacice sub o singură comandă. Tres Dacie, așa îi spune la, la cea, să zicem, unitate administrativă, sub comanda lui Lucius Octavius Iulianus. Cu trupele reunite sub noul guvernator, romanii reușesc să rezistă mai bine în fața valului de atacatori și probabil că procesul ăsta de unire administrativă este supervizat de Severus. De altfel, sub Severus se mai întâmplă niște lucruri. Este posibil ca chiar sub Severus să se împingă un pic dominionul roman dincolo de râul Olt da? către ceea ce se numește Limes Transalutanus. Este un complex de, de ziduri de apărare cumva mai la est de Olt nu se poate confirma în mod sigur, pentru că, adică nu știm sigur dacă, dacă, asta se întâmplă, dar bine, o să, probabil o să ne uităm un pic mai atent peste cercetările făcute în, în zona respectivă, în momentul în care facem așa un, o trecere în revistă a dacii romane, de a ce se întâmplă cu dacia romană. Și granița aia pe ori, mie mi se pare modestă. Eu aș pune-o pe Trotuș, care trotuș se varsă în Siret, Siretul în Dunăre, pentru că am stabilit că e acolo o, o activitate destul de bogată prin pasul Oituz sau prin pasul Buzău. Te duci din Buzău, care se varsă tot în Siret, care se varsă tot în Dunăre și cumva îți asiguri și zona asta și aceeași da. distanță. E greu de zis, totuși hărțile, hărțile totuși uh, sunt făcute cu granița undeva un pic mai departe de Olt, și, da, cumva, nu avem foarte multe semne de activitate în origine. Olt la siret, știi. Așa și, ba, da, ba da, sunt, chiar sunt, chiar sunt pe, pe siret. Sunt activități cu sarea, cu transporturile pe sare, că sunt, dar mm -hmm. uh, am discutat o să ne mai întoarcem la subiectul ăsta. Da. Tu crezi, tu chiar crezi că din ce am citit noi, îți poți da seama de harta aia pe care o desenează mulți cu regatul Dac de pe Burebista. Adică, cred că harta respectivă este desenată după așezările care au fost descoperite. Um, și are sens? Așa. Bun. Așezările care au fost descoperite când? Păi de arheologi, știi? Păi bun. Păi și, ar... păi și cum faci legătura cu Burebista? Păi nu cu burăbista. Că nu a, sunt A, nu, nu, nu. Eu, spun doar că nu. A, ok, aici da. A, aici da. Aici e, am înțeles. Ok, deci argumentul tău este unul arheologic. Eu spuneam da. atunci când, ar, când argumentul este unul pur lingvistic. Nu poți să dai nu, seama nu. De, o dimensi de, dimensiunea unei hărți cum este regatului, inclusiv regatului de ceva, regatului Burebista, regatului Dromihete, doar din ce scrie unul. Asta, asta A, spun. Clar. Nu, 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 nu putem să ne dăm seama. Da? Deci, Aici mai la mai degrabă pe izvoarele arheologice. Că e până la Buc, că e până la Tisa, că e până în Slovacia, că e până la Balcan, până la Hemus. Bine, frate, ok, a scris cineva acolo și... <laughs> Na. Eu nu spun, bă, Doamne ajută, e frumos așa, e însuflețitor. Înțeleg și românii ăștia care cumva se, se îmbibă ei de importanță după 2000 de ani. Păi credeți-mă, e complet irelevant cine sunteți voi și cine erau daci atunci. Am au mai trecut încă 250.000 de generații. În fine, v-am de degeaba. Dar e problema voastră, eu n-am nimic cu voi. Cred că e mai important ce facem noi acum, știi? Mai puțin ce au făcut dacii acum 2000 ani. Păi da, dacă nu faci nimic real în viața ta, normal că na, te raportezi la alții care da, le arogi tot felul de neputințe exact. personale. În fine, nu vreau acum să fiu rău. Vreau doar să vă spun că nu puteți ști chestii reale foarte multe din antichitate. Încercați să vă folosiți mintea voastră, încercați să fiți cât mai logici și chiar și pe Roxin. Am început să mă uit la Roxin, e simpatic tipul, mă rog, 15% din ce spune e real, dar, păi, V-am spus, puteți să-l credeți, puteți să mă rog, să votați cu cine doriți voi, dar bă, puțin spirit critic, adică dă dovadă până la urmă și de respectul pe care îl aveți pentru creierul vostru chestia asta. Mm -hmm. Dacă ajungeți să credeți toate balivernele, na, nu sunteți foarte da. recunoscători cu ce v-a dat natura. Și acum, dincolo de această paranteză, hai să ne reîntoarcem la povestea noastră. Era așadar Severus pe drum, ne bucurăm că mai vedem câte o notiță legată de Dacia și de zona noastră, dar este clar, de exemplu, multă vreme Geta, fratele lui lui Severus administrează zona asta. Că vorbim de Mezia sau vorbim de, de, Dacia, este cumva pe aici prin zonă. Probabil că o să ne uităm, cum ziceam, o să revenim la subiectul ăsta și o să ne uităm un pic mai, mai îndeaproape. Dar deocamdată o să o lăsăm așa, ne concentrăm pe șeful mare de la, de la Roma, pentru că iată, intră în Roma în 202. Și uh, nu în 200. Cu goală. Intră în 200. Nu, în 202 intră în Roma. Ajunge în 202. Atunci uh, vine și pune pe masă cel mai generos donativ cu ocazia decenialului. Zice că își celebrează al 10-lea an și îl celebrează cu un an mai devreme, da? pentru că e în 202, 993-202, în fine. Ideea e că face un donativ de grâu pentru populație, dă 10 Aureus sunt fiecare pretorian, cheltuie undeva la vreo 200 de milioane de sesteți. Casius Dio este impresionat de, de cifrele respective. Pune să fie omorâte în arenă 700 de animale, cumva ăsta 7 fiind numărul lui norocos, bine, vine și de la Septimius, de la familia lui, Um, și Bună. Tot, tot în și, 202 Și stă atât de puțin, uh, și de puțin Pentru că în 202 începe da. campania lui din Africa Atât de puțin da, stă Da, stă, stă foarte puțin Deci vine, okay. dă bani, aruncă cu bani în, în oameni Și uh, îl căsătorește pe, pe Caracala cu Plautila Fica lui Plautianus da, să vorbim un pic mai încolo de Plautianus și despre ce se întâmplă. Apropo de, de intrarea asta triunfală în Roma, este a patra a lui, a lui Severus. Da. Deci a patra. Prima e în 193, după ce Senatul a rezolvat pe Iulianus și revine mm -hmm. el înconjurat de armată. A doua e după ce îl rezolvă pe Niger. A treia e după ce îl rezolvă pe Albinus. Și acum a patra oară după ce mă rog, teoretic i-a rezolvat, da, rezolvat pe parți da, i-a rezolvat pe parți între ghilimele, dar da, să nu uităm că Senatul votase două triumfuri pentru extraordinară campania lui Severus da. mă rog, mediocră, extraordinară cum vreți, apropo de de premiere în Imperiul Roman sper să nu mă înșel, dar de obicei sunt destul de atent la comparațiile astea cred că e prima dată în istoria Romei când avem doi augusti plus un cezar în același timp Zic așa, zic tot, tot, toți trei legali și proclamați de senat și necontestați de nimeni, pentru că așa am avut și 4 augusti în același da. timp, da, erau contestați. Na. Am avut nu am mai avut țin, și un da, august. mai este Cezar, deja este numit da. Cezar. Ok. Da, 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 da. Este Cezar numit când e numit ăsta Augustus în Est. Ah, da, da, ca, să, da, da, da. Ca să, ca să ca să-l mulțumească și pe fiul cel mic cumva, ideea mm -hmm. e că am avut un Augustus și doi Cezari am avut cu Antoninus Pius, Marcus Aurelius și Lucius Verus pe post de moștenitori. Dar doi august și un Cezar nu mi-aduc aminte să fi avut. De -aia zic, mai e o discuție la Vespasian, m-am gândit acolo, dar nu mai mi-aduc aminte. Știu că îl asociază la Domnie pe Titus, dar domitian fiind cu 12 ani mai mic, nu cred că am avut nici acolo. Și uite, încă -o, înc o premieră din asta legală, extra legală, nici nu mai contează, important e că este. Aici e bună remarca asta ta că dă tot felul de... Pe principiu et circences. Deci da. Severus le de oferă oamenilor din Roma pâine și circ la greu. Herodian face o trecere revista tuturor, a multor mijloace prin care el încearcă să-i mulțumească. Pe soldații rezolvă cu bani. Bine, și pe oamenii rezolvă cu bani, da. dar în cazul oamenilor spune așa. A organizat spectacole costisitoare de toate felurile a oferit daruri opulente populației, au organizat jocuri triumfale pentru care a tocmit actori de tragedie și atleți pricepuți, toate teatrele ofereau reprezentații în același timp chiar și noaptea, au ucis în numeroase ocazii sute de animale din toate speciile, animale aduse din toate părțile Imperiului cât și din țări străine, Bă, păi, probabil că erau și crocodili din Atlas acolo de unde izvorăște Nilu. Cred că a dus -și, și, din ăia câțiva așa, vreo 2-3. Păi da, câțiva care au necat până în Alexandria. Și concursurile cu care erau la apogeu. Și, în fine, ați înțeles ideea? Eu, mă rog, am gândit-o așa la o cimilitură și am zis așa. La Roma e foarte importantă regula 3 din 4. Deci fii atent ce am zis eu. Bă, regula 3 din 4. Așa am numit-o eu, să par și eu un istoric din ăsta one up Adică, înțeles. dacă aveai de partea ta oamenii, armata, pretorienii, te durea în cod de senatori. Și pe da. lui Severus a funcționat foarte bine regula asta cu 3 din 4. Și după aia tot eu mi-am dat la joale și am zis, bă, stai că și Pertinax avea 3 din 4, dar uite că nu le avea pe alea 3 care trebuia Pertinax, știi, n-a avut, avut, avut gardea pretoriană. Și după aia am zis, bă, Sergiule, e clar, renunță la teoriile astea istorice că nu-ți <laughs> da. A, da. Da, deci uh, știi cum e, lasă i la Roxin, lasă -i la altora care își inventează iluzii în legătură cu da, istoria. O, o nobilă, da, obârșii nobile, da. Exact, o exact. Nu stă foarte mult la Roma Severus, e chemat din cauza unor triburi care deranjau liniștea în Tripolis și Tripolis fiind trei orașe, da, Tripolis, de acolo vine și numele de Tripoli fiind uh, pe la el pe acasă. Lepcis, Magna, Tripolis uh, fiind provincia Africa. Triburile astea sunt Garamentes și Mauri. Campania e destul de scurtă. În primăvara anului 203 gata. Este foarte neclar. Aici nu știu, poate tu ai ceva mai multe informații. A, Dar este destul de neclar ce se întâmplă. Da, întâmplător. Doar o, o mă rog, nu -i. O completare. Până în anul 193, Leptis Magna se afla în provincia Africa. Uh -huh. Vine Severus la domnie și el partiționează cumva zona asta. Au loc aici niște retrasări de granițe, și Leptis Magna ajunge să aparțină de Numidia. Serios, poți să cauți și tu niște hărți o să vezi că acum Africa okay. e mai mică și zona aia e Numidia, dar mă rog, e irelevant. Și tot în anul 197. Severus îl numește pe un tip Quintus Anicius Faustus în funcția de guvernator imperial al Numidiei la sfatul lui Plautianus da, cu care Faustus era bun pretenar și care stă vreo 4-5 ani în funcția asta apropo de sugestia lui Niger cu guvernatorii care să stea 5 ani în provincii nu să fie uh -huh. schimbați după 6 luni sau un an ca să știe și ei, da cu ce să mănâncă problema tipul ăsta se bătea de când a ocupat postul cu garamanții ăștia care garamanți erau niște triburi aproape de păstori de păstori seminomați din Sahara uh -huh. deci nu era nu știu ce războinici și a venit Severus drag doamne să-l ajute, bine eu zic că motivul principal pentru care Severus vine în Africa, nu știu îi se face, uite și ăsta, și dorul de casa părintească, dar Posibil. el vine de fapt să pacifice zona aia ca să crească orașului, o să vedem. El are Leptis Magna pentru Severus, este ca Scorniceștiu pentru Ceaușescu. El o să vedeți: bagă foarte mult suflet și foarte mulți bani și revine de mai multe ori în orașul respectiv, și face arce, și face forumuri, și îl pune pe toate hărțile rutelor comerciale. Și pe vremea lui Severus, orașul ăsta ajunge al treilea din Africa, după Alexandria și Cartagina, deci bagă fest în el. Uh -huh, uh -huh. Și atunci cu ocazia asta vine, mai stă pe acolo, supraveghează șantierul naval, care face și portul, se mai uită pe așa Și ăștia aveau teoretic niște orășele, niște așezări, că nici nu le-aș numi orășele Pe ce vreau să puncteze acum? Pe faptul că romanii din Leptis Magna până în capitala garamanților, care se cheamă Garama, fac mai mult de 600 de kilometri și apropo de chestia asta, că m-am gândit, deci nu e acum chiar nu e spontană treaba, uh -huh. să știți că 600 de kilometri sunt de la drobeta turnul Severin că tot ziceai tu de orașul ăla cu, cu nume de Severin până, până în Slovacia, până în Ucraina până aproape de Polonia dacă vreți da? Asta a, ca să vă dați seama de anvergura incursiunii, deci romanii s-au dus acolo cu niște trupe, nu știu o legiune, două, nave, au cine știe ce uh -huh. și s-au dus 600 de kilometri în mijlocul deșertului Sahara care aparent acum 2000 de ani nu era atât de deșertificat puteai să uh -huh. practici puțină agricultură ceva crește animalelor pe acolo Acum e destul de tristă zona aia dacă vă uitați din satelit în sudul Lidiei, na, cam, cam tristuți. Ideea e ca a securizat mult mai bine zona aia și nu mai puteau face incursiuni nomazi ăștia, da, care veneau, se retrăgeau în vreo oază și așa, să împartă Prada. Acum uh -huh. severus s-a dus și a pus garnizoare în toate orășelele astea. Aș putea să vă dau și niște nume, dar nu cred că vă interesează așezările garamanților, că ar fi stupid, <laughs> Nici nu știu. Adică, da, în fine, bă, uneori mă, mă uimesc. Cât de, cât de tipicar suntem și noi. Unor mi-aș dori să nu, să nu mai pregătim în atât de mult detaliu, dar am intrat într-o vrie din asta, nu ne mai putem opri. Adică, bă, te, am ajuns să vorbim despre Garamans, pentru numele lui Dumnezeu, care sunt în deșertul Sahara. Despre și -are, ce vorbim? N-are absolut nicio legătură cu Garamond, știa, adică. măcar dacă ar fi avut. Uh, da. Da. Asta a fost uh. campania lui militară din Africa, care a fost exact. așa la și altele. O... Este se, se, mai întâmplă, se mai întâmplă o chestie interesantă aici în, în Africa și o să facem un lucru pe care nu l-am mai făcut, dar este un experiment și pentru noi. O să întrerupem, practic o să închiem episodul după ce vă povestesc despre episodul respectiv și noi o să înregistrăm în aceea zi o parte a doua a acestei povești. Dar mai degrabă în aceeași noapte. Da, în aceeași noapte o, de... o, o, să, o să continuăm povestea, numai că o să o punem în două episoade separate, că o să fie mult mai ușor de, de digerat în, în felul acesta. Sperăm noi, vedem, experimentăm. Uh, bun! Revenim. Deci, pe 7 martie 203, de ziua lui Geta, care împlinește 14 ani, deci primește toga virilis, e executată o cetățeană romană din cauza religiei ei. Numele ei este Vibia Perpetua și, ca orice creștin adevărat, este executat alături de sclaviei, că nu... Adică Dragostea creștină merge până la grija față de sclavi. Bănuiesc. În Cartagina este un cult al zeului hitit al furtunii, Comagene, și cumva ăsta este, să zicem, cultul dominant al Cartaginei. Vibia Perpetua, evident, este de o altă părere, este de o altă credință și este condamnată. Acum, este foarte greu. Nu avem foarte multe informații scrise despre această persoană. Există niște texte creștine despre ea care, evident, o ridică la, la rang de martir, și există niște notițe legate de ce însemnă și a făcut această Bibia perpetua așteptându-și execuția. Persecuția creștinilor sub Severus e un subiect destul de controversat. Pe de o parte, există cazuri de creștini executați pentru că sunt creștini, așa cum e cazul Vibiei, dar pe de altă parte, unii din doctorii lui Severus, de exemplu, sunt creștini, și Severus protejează în mod activ ceva funcționari creștin de furia publică. Deci, nu este neapărat o politică pe care Severus o, o impune în legătură cu creștini, ci mai degrabă este o continuare a politicilor existente care permit anumite libertăți religioase, dar, să zicem, impun și niște datorii ale cetățenilor, indiferent de ce cult ai fi, ar trebuie cumva să te implici în Anumite culte care, de exemplu, în Cartagina era acest cult al lui Comagene, în alte părți, poate, alții au fost executați pentru că nu au vrut să accepte faptul că, da, bă, Marcus Aurelius este zeu și se uită din ceruri și se trimite fulgere. Deci, lucrurile astea sunt, sunt un pic dubioase. Acum, ne este foarte greu să, să judecăm exact cam care este situația. E clar că nu avem un uh, cod penal și cod civil să-l citim, să vedem uh, complet care erau toate regulile care se aplicau în cazul ăsta, știi? Exact, uh, exact. Dar, nu, depinde cum te uiți la situația asta, poți să o vezi ca o persecuție a creștinilor, în mod particular. Deși mm -hmm. nu este neapărat creștinismul vizat ci o atitudine față de restul societății. Păi eu am mai răsfoit așa și alte surse creștine. Uh -huh. Să spunem că n-am încredere deloc în istoria augusta care cuvântează așa, bine cuvântează așa. A interzis convertirea la iudaism sub amenințarea unor pedepse foarte dure și a emis un act asemănător și la adresa creștinilor. Deci atâta spune și nimic mai mult. Uh -huh. Să zice că ignorăm. Ignorăm ce scriu ăștia în istoria augusta e o prostie. Dar acum vă dau două citate din doi istorici creștini, care nici ăștia nu sunt pe aceeași lungime de undă. Eusebius din Cezarea, de exemplu, spune așa în istoria eclesiastică 6.1.1. Și din nou, aproape nu, nu, nu vine să cred că am stat și am căutat Cadiliu până am ajuns la pagina 249, deci dacă intrați istoria eclesiastică 249, doar ca să găsesc citatul exact și să vorbesc în cunoștință de cauză nu să, să spun prostia iurea sau aproximative și scrie așa aici atunci când Severus a început să persecute bisericile, mărturii glorioase ale atleților acestei religii au apărut peste tot și mă gândesc că Vibia este printre acei atleți, acei martiri da? uh -huh. și mai departe dă, dă niște denumiri de atleți și martiri creștini în timp ce Tertulian în lucrarea ad scapulam adică către scapula care scapula era un proconsul din provincia Africa, unde uh -huh. are loc toată șmecheria asta, spune că Severus a fost mai tolerant cu creștinii decât alți împărați și dacă s-au mai întâmplat și persecuții, au fost doar excese de zel din partea unor magistrați, fără voia sau cunoștința împăratului. Și de fapt Tertulian face și mai varză subiectul, pentru că el vorbește de niște evenimente din anul 212. Și o să vedem că atunci Severus deja nu mai era împărat. Deci e și mai confuză situația. Da. Ideea de principiu, deci doar ca să înțelegeți până acum, dacă nu știți nimic, nici istorie, nici religie, nici filozofie, nimic, doar ce ați auzit așa din cultură generală. De principiu, cu câteva excepții, în anumite perioade, destul de, mă rog, subțire, așa scurte, Imperiul Roman rămâne în continuare adeptul nu l-aș spune complet, dar adeptul libertății religioase și, și sincretismului, da? Adică da. puteai să crezi în ce aveai tu chef atâta vreme cât, așa cum ai spus tu, îl recunoșteai pe împărat ca fiind de natură divină, indiferent cum îl chema pe ăla, și te mai închinai din când în când și la Jupiter plus două, trei zeități romane. Acum... Ți-am spus, nu știu ce a făcut Severus când s-o fi dus și prin Palestina, și prin Alexandria, că acolo erau mulți evrei, când a venit și aici, nu știu, poate a ajuns în zona aia, a văzut cât de complicate sunt lucrurile, poate a dat o lege, a supărat niște oameni, nu știu de ce au scris ăștia într-un fel și eu Eusebiu și Tertulian, pentru că v-am spus, acum mai bănuiesc pe toți de partii priuri, nu mă interesează, poate să scrie și Ioan Botezătorul, tot mă uit așa, adică îmi pun măcar un semn de întrebare. Da. Și, și faza este că, așa cum ai spus și tu, nici măcar nu știu, zici aici sub amenințarea unor pedepse foarte dure. Ce înseamnă pedepse foarte dure? Ce? Care? Cum, ar, cum arată codul penal roman? Ca să-mi dau seama ce înseamnă. Adică e greu să trag o concluzie la faza asta. Nici nu vreau să o fac sincer, dar da, situația este foarte, foarte confuză. Da. Eu A, citesc aici o, o sursă care spune ceva, altă sursă care spune altceva. Spuneți-mi exact. și mie, na, ce să... Aici, cumva, una din, din tezele de lucru este că Geta ar fi fost, de fapt, de vină, că era de ziua lui, treaba asta se întâmpla de ziua lui, și că, cumva, Geta a insistat să-l concureze cumva pe fratele lui mai, mai mare și să-și exercite puterea, știi? Că el, practic fiind Cezar, poate să comande genul ăsta de lucruri. Ăsta este momentul în care ne dăm seama că de fapt avem de-a face cu o relație destul de disfuncțională în acea familie, relație care o să domine discuția în episodul viitor. Nu uitați, pentru noi, chiar dacă acest episod va fi în câteva minute, pentru voi va fi peste două săptămâni, mulțumim tuturor celor care ne, ne ascultă și da, ne auzim în episodul următor. Okay, Uma data vittoria. Ciao.